Sâmbătă aceasta se împlinesc 100 de ani de la nașterea celui de-al cincilea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist. Fostul patriarh a văzut lumina zilei pe 7 februarie 1915 în satul Tocilând din județul Botoșani. A intrat în monahism la 14 ani la schitul Sihăstria Voronei. Pornind de dimineață, în duminica Tomii, la vremea becerniei, deci ora 4 și ceva, când se termina la sfârșitul ei, unul dintre părinții care ieșeau de la biserică a venit la mine și m-a întrebat: ce vrei, mai băiete, de ce ai venit aici? Și i-am răspuns după spusele lui, după ani, după decenii chiar, că am venit să învăț școala călugărie. Ce însemnătate avea acest cuvânt, nici acum nu-l pot tâlcui, după ce am împlinit 90 de ani de viață, de ascultare și de slujire a bisericii, care m-a promovat dintr-o stare în alta cu atâta iubire și cu atâta statornicie. Între anii 1940 și 1944 a urmat cursurile Facultății de Teologie a Universității București. Pe 6 august 1935 a depus voturile monahale la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț, primind la călugărie numele de Teoctist. La 25 martie 1945 era hirotonit ieromonah la Catedrala Mitropolitană din Iași. De-a lungul timpului devine pe rând episcop vicar patriarhal, episcop al Aradului, episcop al Episcopiei Ortodoxe din America și Canada, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. După moartea patriarhului Iustin, la 9 noiembrie 1986, a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscăunat la 16 noiembrie 1986. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre a deținut numeroase ordine bisericești. În mai 1999 a primit din partea statului român ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce. Dincolo de numeroasele distincții și de bogata activitate, patriarhul Teoctist a rămas în conștiința românilor ca un păstor cu chipul și vocea blânde, un om al bucuriei. E o lecție mare viața, iubiții mei, frați și surori. Avem nevoie de iubire unii de alții. Trebuie mai multă iubire, mai multă încredere și mai multă nădejde, că în fiecare dintre noi vorbește Duhul Sfânt și vorbește Domnul nostru Iisus Hristos, al cărui chip îl purtăm. Patriarhul Teoctist a păstorit Biserica Ortodoxă Română vreme de peste 2 decenii. A trecut la Domnul pe 30 iulie 2007, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală. Sâmbăta aceasta se va oficia la Patriarhie o slujbă de pomenire.